Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la știri! Ziua lucrătorului medical și a farmacistului a fost sărbătorită cu mare fast și la Drochia, cum s-a desfășurat evenimentul aflați imediat. În întreaga țară, tradițional, în a treia duminică a lunii iunie, este marcată Ziua lucrătorului medical și a farmacistului, pentru a-i felicita pe lucrătorii medicali din raionul Drochia, în încinda Casei Raionale de Cultură a avut loc o festivitate dedicată lor. Prezenți la eveniment, lucrătorii medicali au venit cu mesaje de felicitare către colegii săi. Sperăm aportul tuturor medicilor, tuturor lucrătorilor din raionul Drochia să fie pentru bunăstarea pacientului, pentru acordarea asistenței medicale calitativă, la timp și să alinăm suferința, să le tămăduim durerea și să ne viziteze doar cu scop profilactic, nu ca pacient. Te dorim la tot sănătate, împlinire în toate. Să fii fericit, să avem bucurii de la toate care facem noi pentru populația raionului. Doresc să le doresc colegilor mult sănătate, în primul rând, succes și realizări frumoase și, de ce nu, și mai multe bucurii în viața de zi cu zi. Este o zi când ne putem aprecia meritele de mai mulți ani și ne bucurăm împreună cu toți de rezultatele lucrurilor. Dar rezultatele lucrurilor astea să fie satisfăcuți beneficiari, adică pacienții noștri. Asta este cel mai important. Cel mai important să fii sănătoși, că noi de lucru ne-am găsit. Vreau să aduc sincere felicitări tuturor colegilor din sate care activează propriu zis aproape de pacient, sănătate lor, sănătate familiei, copiilor, stimă și respect de la pacienți. În ocazia respectivă, îmi permiteți să felicit toți lucrătorii medicali al raionului Drochia, inclusiv farmacii, stomatologi privați care lucrează în instituții medico-sanitare publice, și că toți fac același lucru, produc sănătate. Le doresc în primul rând sănătate și după aceea realizări în domeniul profesional și respectiv familii sănătoase la toți. Mai mulți lucrători medicali au primit diplome de apreciere pentru munca depusă zi de zi, pentru devotamentul profesiei sale, responsabilitate și sârguință din partea Ministerului Sănătății a Republicii Moldova. Medicina raionului Drochia se ține pe poziții destul de bune. Sunt și niște diplome de la Ministerul Sănătății pentru persoanele care activează în cadrul farmaceuticii și medicinii. Sunt profesionaliști. Președintele raionului a venit și cu un mesaj de recunoștință către lucrătorii medicali. Aș menționa în toată ziua și le-aș ține mulțumire și plecăciune acelor persoane care poartă halate albe, deoarece ei sunt ca niște îngeri pentru noi, deoarece când ne simțim mai rău sau când ne doare ceva, ne ducem la dâns și ne tratează, căci sănătatea este mai scumpă decât toate. Și omul când are sănătate poate face și lucruri bune, dar dacă nu are sănătate, nu poate să face nimic. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este sărbătorită din anul 1800. În Republica Moldova, sărbătoarea a fost instituită prin decret prezidențial în anul 1994. Victoria Conea, Anton Ciornei, TV Drochia. Timp de 3 ore, tații și copiilor au petrecut timpul împreună, implicați în diverse activități. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Ziua Tăticilor. Detalii aflați de la colegii noștri. Mai mulți angajați ai Inspectoratului de Poliție din Nisporeni și copiii lor au sărbat Ziua Tăticilor. Timp de 3 ore, tații și copiii lor s-au avântat într-o mini-cursă pe biciclete, au compus puzzle-uri și au alergat. Este o sărbătoare frumoasă și
știm cu toții că de obicei mămicile au un timp mai îndelungat pentru a educa copiii în familie, dar este corect și ar fi bine ca toți tăticii să fie implicați în educarea copiilor, transmiterea informațiilor pentru a trezi bărbăția în copiii noștri și de a educa într-un spirit al bărbăției și pentru a-i pregăti pentru viața în continuare. Este o sărbătoare binevenită. Ar trebui ca toți părinții să fim conștienți și responsabili, să acordăm timpul liber cât mai mult copiilor noștri și ca această primă ediție a sărbătorii teticilor să fie un bun început și ca pe viitor să ne mobilizăm toți bărbații, toți teticii care avem copilași, să ieșim cu ei cel puțin o dată în an pentru a satisface doleanțele dumneavoastră. Polițiștii au recunoscut că nu prea au timp pentru copiii lor, iar acest eveniment a fost un bun prilej pentru a fi împreună cu cei mici. Marcăm o sărbătoare destul de importantă, ziua tăticilor. Această zi este foarte importantă pentru că prin jocuri distractive, prin a aduce aminte taților, ce înseamnă să fii tătic și jocurile distractive sunt pentru a educa copiii și tații transmite copiilor lor cunoștințele sale, le transmite să fie mai optimiști, să fie mai rezistenți la greutăți și în acest context copilul se deschide și atunci când are o problemă, devenind doleacă mai mărișor, el desigur vine tatălui și explică tot ce are pe suflet. Inițiativa de a organiza acest eveniment vine din partea Inspectoratului General al Poliției, care vrea în acest fel să contribuie la consolidarea relației tată-copil. Cum se comporte, dar și în ce ținută trebuie să intre elevii în sala de examen, au fost instruiți în cadrul Ziua Ușilor Deschise, ce a avut loc în incinta liceului din Basarabeasca. Detalii aflați de la colegii noștri. Astăzi, în Liceul Teoretic Alexandru Pușkin a avut loc Ziua Ușilor Deschise, unde viitorii bacalaureați au făcut cunoștințe cu regulile și condițiile examenului. La acest eveniment au participat elevi din 5 instituții de învățământ. Ei au fost instruiți privind regulile de comportament și ținută până la intrarea în sala de examen, precum și în timpul lui. Vor scrie bacalaureatul 63 de elevi și încă 7 elevi restanțieri. În total 70 de candidați vor fi anul acesta în centrul de bacalaureat. Candidații au spus că au emoții, iar camerele de luat vederi îi preocupă în mod diferit. Înainte de acest examen, cu siguranță, ca fiecare elev, am emoții de frică, dar cred că le voi depăși, mă voi lupta cu ele și cunoștințele acumulate până acum, cred că mă vor ajuta să trec această barieră.
Camerele de supraveghere nu au o importanță majoră, întrucât noi suntem pregătiți și doar trebuie să ne mobilizăm. Am un pic de emoții, dar cred că totul va trece destul de bine. Dacă sincer, un piculeț mi-e frică, luând în considerație că am văzut cum tot clar se vede, dacă te miști, dacă respiri, nu cum trebuie și așa mai departe. Un piculeț e stresanță, cred că prima oră să mă stresez, dar după aceea dacă am să intru în ritmul ăsta de a scrie și nu să mă deranjez. Viitorilor bacalaureați li s-a făcut cunoștință de asemenea și cu noile schimbări din regulament. În regulament s-a introdus o noutate, e foarte binevenită, că candidatul deja poate să-și estimeze nota, știind punctajul, deja poate să-și cunoască și practic și nota. Au trecut doar câteva zile, examenele au început și ceea ce părea un viitor îndepărtat a devenit realitate. Sesiunea de bacalaureat începe la data de 5 iunie și se încheie la data de 22 iunie. Stimați telespectatori, aici încheiem buletinul de știri. Sunt Veronica Cebotari, toate cele bune! Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.